A 49-a cheie a genelor. SIDI, renaștere, dar, revoluție, umbră, reacție. Schimbarea lumii de la interior. Partener de programare a patra cheie a genelor. Inel de codoni, inelul vârtejului. Fiziologie, plex solar. Aminoacid, histidină. A 49-a umbră, reacția roadele vârtejului. Aici, în a 49-a umbră, găsim declanșatorul genetic latent al procesului care începe ascensiunea noastră colectivă, spre o conștiință mai înaltă. În majoritatea ființelor umane, acest declanșator este inactiv, ceea ce garantează că frecvența care străbate genele noastre rămâne consecventă și stabilă, cu alte cuvinte, adormită. Pentru ca o ființă umană să-și înceapă trezirea către o realitate superioară, acest declanșator sau întrerupător din a 49-a umbră trebuie activat. Când se petrece acest lucru, în interiorul tău se declanșează primele etape ale evoluției, sub forma unor schimbări acute la nivelul tiparelor tale emoționale. Pe măsură ce avansăm cu lectura celei de-a 49 -a chei a genelor, vom examina mai în detaliu acest proces timpuriu de trezire. Dar înainte de a ajunge la acel punct, trebuie mai întâi să înțelegem ce anume ne oprește să evoluăm și cât de răspândit este acest fenomen. A 49-a umbră a reacției este una dintre cele mai puternice dintre cele 64 de umbre în ceea ce privește modul cum guvernează comportamentul uman. În lipsa unei mici fărâme de conștientizare, de percepere acestei umbre, propriile emoții brute îți vor conduce în totalitate viața și deciziile care o conturează. Timp de multe cicluri generaționale, această parte a ADN-ului tău a evoluat lent, dar sigur. În formele sale cele mai brute, ea se manifestă sub forma abilităților de a te izola emoțional de ceilalți, deși, așa cum învățăm la frecvențe superioare, însăși noțiunea de a fi separat emoțional de altă persoană este una dintre marile iluzii ale omenirii. La începuturi, scopul acestei caracteristici genetice era să ne permită să ucidem atât ființele din jurul nostru, cât și să ne ucidem între noi. Până nu demult, aveam nevoie să ucidem animale ca să putem supraviețui. Supraviețuirea umană se bazează în general pe eficiență, ceea ce înseamnă că metoda cea mai rapidă de a te hrăni, mai ales dacă făceai parte dintr-o cultură nomadică timpurie, era să ucizi ce animale găseai în apropiere. Cu toate acestea, atunci când ne-am organizat în comunități și am dezvoltat un stil de viață agrar, am descoperit alte moduri de hrănire care prezentau mai multă siguranță pe termen lung. În zilele noastre, un om poate supraviețui pe termen nelimitat cu o dietă exclusiv vegetariană. Odată ce ne-am așezat în comunități și triburi construite în jurul unui stil de viață agrar, a 49-a cheie a genelor a continuat să evolueze. Din mai multe puncte de vedere, aceasta ne-a făcut mai sensibili, atât la mediul înconjurător, cât și unii față de ceilalți. Însă, această cheie a genelor a evoluat numai până într-un punct. Cu cât e mai tribală comunitatea în care trăim, cu atât mai mult ne temem pentru siguranța noastră. Fondul genetic tribal este, prin concepție, autosuficient și amenințat de alte fonduri genetice. O latură mai întunecată de a celei de-a 49-a umbre o reprezintă înclinația sa de a ucide ființe umane care par a fi o amenințare. Cu cât ai o mentalitate mai tribală, cu atât îți este mai ușor să te detașezi emoțional de ceilalți. Așadar, ce vedem din această umbră este tendința omului de a dezumaniza străinul pentru a-l putea ucide. În zilele noastre, o parte a omenirii s-a dezvoltat dincolo de mentalitatea fondului genetic tribal, dar o parte încă și mai mare nu a făcut-o. Războaiele care răvășesc scena globală în momentul de față între noua apărută conștiință globală și vechile cutume tribale tradiționale se datorează în mare parte unei mutații colective ce se petrece în interiorul acestei A49 a 49-a chei a genelor. Există oameni sensibili la viață și oameni insensibili, iar prăpastia dintre cele două grupări genetice crește pe zi ce trece. Este important să-ți dai seama că există insensibilități de ambele părți. Conștiința globală poate fi deosebit de insensibilă cu cea tribală și viceversa. Chestiunile sociale, politice și economice legate de a 49-a umbră sunt deosebit de complexe. Unul dintre motive ar fi acela că această umbră este de asemenea răspunsătoare pentru cele mai vechi dintre obiceiurile și credințele noastre spirituale. Nevoia fundamentală de spiritualitate a pornit din capacitatea noastră de a ucide. Principiile, totemurile și taburile societăților noastre tribale au evoluat prin modul în care ne justificăm uciderea altor ființe. Toate aceste chestiuni sociale, politice sau economice provin din modul cum reacționăm față de ceilalți. Reacția este cheia. Un trib reacționează față de un altul prin prisma identității sale emoționale tribale, iar consecința este războiul. Reacția este un reflex tribal străvechi, care încă domină conștiința globală. Chiar și liderii unor puternice guverne occidentale sunt încă, de obicei, conduși de astfel de reflexe emoționale. La origini, orice reacție provine dintr-o credință subiectivă și unilaterală, construită pe ipoteza binelui și răului câtă vreme îți vezi semenii ca fiind buni și ceilalți ca fiind răi, rămâi prizonier al celei de-a 49-a umbre. A 49-a umbră și spectrul său de frecvențe sunt înrudite genetic în mod direct, cu cruciala umbră a 55-a. Aceste două chei ale genelor împart același grup de codoni genetici, cunoscut sub numele de inelul vârtejului, care le împletește în mod complex la nivel chimic. Pentru a înțelege puternicul proces de mutație care se petrece în prezent la acest nivel al ADN-ului uman, trebuie de asemenea înțelese aceste două chei. Mutația prin cheia a 55-a se manifestă la nivel individual, pe când aceeași energie, trecând prin a 49-a umbră, dă naștere revoluțiilor sociopolitice și economice. Din acest punct de vedere, ne este mult mai ușor să observăm rezultatele mutației prin umbra 49 decât prin umbra 55. -a. Efectul celei din tâi este vizibil în schimbările și crizele prin care trec comunitățile noastre, pe când efectul celei din urmă este o revoluție mai tăcută, ce se petrece la nivel interior și care trebuie resimțită în viețile individuale ale fiecăruia dintre noi. Poți les ne observa caracterul mutant al celei de-a 49-a umbre, prin prisma relațiilor tale personale. Toate relațiile ne conectează la conștiința tribală a planetei. Dacă vrei să înțelegi ce îi se petrece acestui aspect al conștiinței globale, nu ai decât să reflectezi asupra celor mai intime relații ale tale. A 49-a umbră este umbra reacției, iar reacția nu se poate petrece fără existența unei relații. Ea este un act reflex, ce vine ca răspuns la un stimul extern. Fundamentul celei de-a 49-a umbre o reprezintă cuplul căsătorit, indiferent dacă se află într-o căsnicie legală sau nu. Ceea ce contează este existența unei legături intime, emoționale și sexuale. Puterea celei de-a 49-a umbre se poate observa cel mai clar la nivel individual prin prisma tiparelor constante de reacție ce au loc între sexe, chiar și în cazul cuplurilor de același sex. Aceste tipare sunt integrate în matricea relației, altfel nu ar exista flacăra sexuală care să inițieze o relație. Combustibilul reacției este frica de respingere, această frică guvernează toate tiparele emoționale și sexuale la nivel inconștient. Cu cât ești mai sensibil, cu atât frica e mai aproape de suprafață, ceea ce poate fi atât o binecuvântare cât și un blestem. Cu puțină conștiență poți să-ți observi propriile tipare de reacție de fiecare dată când ai o neînțelegere cu partenerul, partenera. Cu și mai multă conștiență ai putea chiar să previi orice reacție, simțind totuși, în continuare, cum îți vibrează în corp încărcătura emoțională. La nivel genetic, unitatea este percepută prin prisma legăturii pe care o avem cu familia extinsă, comunitatea în care trăim sau chiar cu Dumnezeu. Una dintre cele mai mari frici ale noastre este aceea de a fi deconectați de la acest sentiment de unitate. Ea se oglindește în amintirea inconștientă a despărțirii de mamă la naștere, cea mai profundă dintre respingeri. Toate tiparele noastre inconștiente de reacție se hrănesc din aceste frici și e lesne de observat cum ele duc la patra umbră a intoleranței, partenerul de programare al umbrei 49. Intoleranța duce la reacții și viceversa, pentru că nu putem face față amplitudinii fricii emoționale atunci când ea e declanșată de altcineva. A 49-a umbră este un vestigiu al unor vremuri în care comunitățile trăiau separat una de cealaltă, temându-se pentru supraviețuire. În mod natural, multe părți ale lumii încă funcționează astfel în zilele noastre. Cu toate acestea, observăm emergența unei forme timpurii de conștiință globală, care va deveni din ce în ce mai sofisticată și integrantă. Dincolo de diversitatea grupărilor noastre tribale, suntem, de fapt, un singur mare trib global, înrudiți la nivel genetic cu o Eva mitocondrială unică. Pe măsură ce conștiința noastră ajunge la acest nivel, vom observa un fenomen remarcabil: fuziunea perspectivei colective cu perspectiva tribală. La nivel individual, mutația curentă care traversează cea de-a 49-a umbră schimbă aspectul relațiilor interumane. S-a spus din totdeauna că relațiile noastre sunt o oglindă, dar n-a fost întotdeauna de la sine înțeles că ele sunt oglindă a lumii. Pe măsură ce noul centru al conștienței, aflat la nivelul plexului solar, își deschide primele petale, vom începe să oprim vechile tipare de reacție încă de la nivel incipient. Învățăm să nu reacționăm în fața fricii de respingere, iar această frică își pierde controlul asupra noastră. Noua conștiență care vine ne va oferi o cunoaștere la nivel fizic și emoțional a faptului că suntem cu toții conectați prin câmpul auric și că nu există nicio posibilitate de respingere sau abandon. Sensibilitatea ne va deveni extrem de rafinată. Acest lucru va schimba totul, atât în societate, cât și în viețile noastre individuale, dar, în cea mai mare măsură, în modul cum relaționăm unii cu ceilalți. Odată ce declanșatorul trezirii din cea de-a 49-a umbră s-a activat, proces care începe acum, acesta va determina și accelera o reacție în lanț, adică un vârtej genetic care va zgudui din rădăcini bazele civilizației umane. Caracter represiv inert Latura represivă a umbrei reacției este lipsa totală a reacției. În cazul multor oameni, datorită condiționării din fragedă copilărie sau din cauza unui eveniment șocant, funcțiile emoționale adecvate sunt reduse, având ca rezultat blocarea sau minimizarea chimiei emoționale. Aceasta se manifestă sub forma unei inerții sau uscăciuni emoționale, în care teama profundă de abandon este atât de adânc îngropată încât pare absentă. Acestea sunt persoanele căror vieți emoționale pot părea din exterior cele mai stabile, dar cărora le lipsește zvâcul. Viața sexuală le este ternă și sunt epuizați. Întreaga picanterie emoțională a fost sacrificată de dragul unei false armonii. Multe relații urmează acest tipar sigur, în care partenerii abia comunică unul cu celălalt, cel puțin nu în profunzime și fără a-și arăta vreodată vulnerabilitățile. Aceste relații există numai la suprafața vieții și ascund o enormă și arare ori recunoscută dezamăgire. Caracter reactiv respingător Toate caracterele represive sunt în mod fundamental construite pe frica de a fi respins. Acest aspect al celei de-a 49-a umbre respinge înainte de a simți respingere din partea altora. Acești oameni îi înlătura deseori din viața lor pe cei care se apropie de ei cât de puțin. Pe măsură ce relațiile lor devin tot mai intime, frica devine mai mare. Acești oameni își încheie de obicei relația înainte de a putea fi răniți. Așadar, adeseori ajung singuri, preferând să nu riște a fi răniți. Desigur, petrecându-și viața în singurătate, în mod voit sau nu, astfel de oameni nu se simt niciodată împliniți, întrucât sunt concepuți să facă parte dintr-o formă sau alta de relație stabilă. Singurul tip de relație stabilă pe care l-ar putea avea este acel gen de relație în care partenerii se văd rar. Ar putea, desigur, chiar locui împreună, dar o fac fără să simtă vreodată nevoia de a comunica.